Bine ați venit la Interpol. Astăzi invitatul meu este Mihail Goffman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție. Domnule Goffman, bine ați venit. Bună ziua. Sincer să vă spun, până la ultima clipă noi eram sigur că veți veni la această emisiune. Nu știu de ce, credeam că vă veți răzgândi. Ați primit mesaje de la așa zișii prieteni să vorbiți mai puțin? Au fost, ultim moment. V-au sunat? Cred că au citit Facebook-ul dumneavoastră. Da, eu am anunțat ziua că veniți la emisiunea mea. A fost această o amenințare sau o sugestie prietenească, să zicem așa? De obicei, întotdeauna mă sun prietenii să-mi sugereze să vorbesc mai puțin. Dar asta poate fi considerat o amenințare? Mi-e greu să dau calificarea. Intimidare, minimum intimidare, da. Dumneavoastră, din cât eu cunosc, ați solicitat pază de stat recent de la șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chitraru. Credeți că securitatea dumneavoastră e în pericol? Ea este din momentul în care au început să apară foarte multe informații, anume diferite documente legate de activitatea mea în acea perioadă, semnate de mine, în care figurează, spunem așa, cifre și date foarte exacte și cu sume exorbitante, care, bineînțeles, nici atunci nu le-a plăcut și cu atât mai mult la ziua de azi nu se-l plac, după cum derulează evenimentele. Haideți să le explicăm oamenilor despre ce perioadă exact este vorba. Eu, din câte știu, dumneavoastră ați făcut parte din grupul secret, format pe data de 12 august 2013, prin dispoziția premierului Iurie Leancă, privind elucidarea situației din sistemul bancar. Și în primul rând din cele trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială, Unibank. Despre acest grup nu s-a cunoscut până nu de mult. Într-un interviu pentru Newsmaker, Iurie Leancă nici măcar n-a confirmat că acest grup a existat, a spus că nu și-a duce aminte. A existat un asemenea grup? Da, bineînțeles, a existat grupul respectiv. Și de ce a fost secret? Nu noi am ales mecanismul. În orice caz, baza scrisorii Procuraturii Generale 202S din partea Centrului Național Anticorupție am fost delegat eu. Ce înseamnă 202S? Adică numărul scrisorii din însoțire. S asta înseamnă secret? Da. Deci a fost inițiativa Procuraturii Generale sau totuși Centrul Național Anticorupție? Nu pot să dau aprecieri care a fost. Nu noi am decis, cine stabilește mecanismul. Dumneavoastră ați făcut parte, ați fost înaintat în acest grup secret din partea Centrului Național Anticorupție. Dar de ce anume dumneavoastră? Așa a decis directorul centrului. Dar e specializarea dumneavoastră, sistemul bancar, financiar? În primul rând, sunt expert titular la Comitetul Moneyval, de pe lângă Consiliul Europei. Ce înseamnă Comitetul Moneyval? Un comitet care evaluează măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Și, practic, am participat din 1997 la toate reuniunile, pregătirile profesionale, până a fi concediat din aprilie 2014. Deci pricepeți la spălarea banilor? Puteți vedea când banii se spală? La prevenire și combaterea spălării. Nu, bine, la prevenire, dar puteți vedea când banii se spală? Da, sigur. Înainte că să ajungem la momentul când ați fost dat afară din CNA și motivele concedierii, puteți să mai dați mai multe detalii despre acest grup secret? Cine a mai făcut parte din acesta? Oamenii din care structuri ale statului? Reieșind din, spunem așa, din pericolul sau frică care au anumite persoane din care au făcut parte din grupul respectiv, eu nu aș vrea să le dau numele lor, dar fiecare decizie aparține fiecăruia. Dacă dorește să vorbească ce a făcut și aportul care l-a avut fiecare în cadrul acestui grup. Dar puteți numi structuri? Da, sigur. Structurile au fost, practic, toate structurile de stat. Servicii de Informație și Securitate, Procuratura Generală, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Finanțelor, practic, au fost toate structurile. Normal că, și bineînțeles că Banca Națională. Principalele structuri, bineînțeles că au fost CNPF-ul, CNA-ul, Banca Națională, Procuratura Generală și Servicii de Informație și Securitate. Aceasta a fost luna august 2013, exact perioada când deja BEM-ul își pierdea cota, statul își pierdea cota majoritară
în această bancă. La sfârșitul lunii august, îmi pare că a pierdut. Da, da, practic a fost. La ce a ajuns acest grup? Grupul respectiv a ajuns la niște chestii destul de strane și bizare legat de ce se petrecea în sistemul bancar. Dacă vorbim despre Centrul Național Anticorupție, noi am demonstrat că emisia suplimentară de 16 milioane de acțiuni, care echivalau la 80 milioane de lei, practic ea este fictivă. Adică? În principiu, în comun cu serviciile similare din Noua Zeelandă, din țările baltice, noi am demonstrat că banii care au cu care s-a procurat această emisie suplimentare aparțin tot însăși băncii de economii. Deci, cei care... Bine, acum deja se știe cine a cumpărat. Elon Shore, sistemele informaționale... Informaționale integrate. Da. A fost companie afiliată cu Elon Shore, cel puțin a fost înregistrată în Moscova la aceeași adresă unde au fost înregistrate și alte companii ale acestuia. Au mai figurat alte companii care au participat la emisie suplimentară. Deci vreți să spuneți că banii ăștia, ei n-au adus din străinătate, așa cum au vorbit despre investitor strategic și au scos chiar din BEM? Nu, asta în principiu a fost un împrumut acordat companiei sisteme informaționale integrate de 50 milioane de dolari pe care... De către BEM. BEM a acordat companiei respective care ultima urmea să procure tehnică de calcul, birotică, ceva de... adică accesorii legate de tehnică de calcul și urmea să fie importată în Republica Moldova. Tehnica de calcul, până la urmă, nu a apărut în Republica Moldova, însă suma aceasta a circulat în câteva 5-6 zile prin diferite companii offshore, țările baltice, Rusia, Noua Zeelandă, ca până la urmă să fie plasate ca depozit înapoi la Banca de Economii și ulterior utilizate prin procurarea acestor 16 milioane de acțiuni, adică echivalent la 80 de milioane de lei. Asta înseamnă o escrocherie. Procuratura urmează să expuie. Dar când dumneavoastră ați demonstrat acest lucru? În 2013. Exact când? Dacă a fost format grupul în august? În august, în sfârșitul august, începutul lunii septembrie. Deci la sfârșitul lunii august și la începutul lunii septembrie, structurile noastre de stat, acum vorbiți despre cinea, deja știau că ceea ce s-a făcut la BEM a fost o escrocherie și banii care au fost investiți, chipurile, în acele 16 milioane de acțiuni emise suplimentar, au fost scoși tot din BEM. Da. Dar de ce noi n-am cunoscut nimic despre aceasta și informația a rămas secretă? Informația a fost furnizată atât procuraturii cât și primelor persoane din stat. Da, exact cui puteți să spuneți? Președintele Parlamentului din acea perioadă, Igor Corman, prim-ministru Iurie Leancă, Consiliul Suprem de Securitate Alexei Barbăneagră, secretarului Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului, Ion Butmalai, Procuratura Generală și alte ministeri care erau obligați să cunoască informația în cauză. Când exact i-ați informat? Trebuie ridicat corespondența și de privit. Anume, perioada respectivă, 2013. Și ce a urmat după aceasta? Față de cine? Față de, nu știu, față de grup, poate dumneavoastră în calitate de, pe atunci, șef adjunct al departamentului prin combaterea spălării banilor, ați văzut ce măsuri au fost întreprinse? Pentru că eu mă gândesc, așa, ca cetățean al acestei țări, dacă în septembrie 2013 deja se știa, atunci de ce acest lucru n-a fost oprit? Emisia suplimentară a fost anulată de către Curtea Supremă de Justiție abia în anul 2014, la sfârșitul lunii noiembrie, peste un an. A fost anulată de către președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Pălălungi. Și o să fie foarte interesant situația când îi se va pune pe masă documentele din 2013, că așa emisie nu a existat și dumnealui a anulat o emisie motivând că trei persoane, spunem așa, găsite aleatoriu prin piață, căutați de coordonatorul furtului miliardului, ca să emite
situația cât să anuleze emisia respectivă. Dar cine e coordonatorul furtului miliardului? Coordonatorul furtului miliardului? O persoană. Nu puteți să-i dați nume? E privată și nu cred că a venit momentul. Dar cunoașteți numele acestei persoane? Da, sigur. Toată lumea cunoaște. Eu n-aș spune că toată lumea cunoaște. Va veni timpul. Dar de ce vă temeți să spuneți numele acestei persoane? Fiindcă este la libertate și starea psihologică a acestuia este nu prea adecvată. Vă temeți pentru securitatea dumneavoastră dacă veți da numele în public? Eu deja nu mă mai tem. Haideți să o luăm de la capăt. Deci ceea ce știm noi, publicul, despre furtul miliardului, este faptul că pe parcursul anilor au fost scoși bani din cele trei bănci, dar în primul rând din Banca de Economii, prin intermediul așa ziselor credite neperformante. Da. Dar ceea ce acum povestiți dumneavoastră este o etapă care a precedat acestui. Una din etape. Una din etapele. Atunci spuneți-mi, vă rog, totuși, cum s-au furat banii din BEM? Asta face parte din ceea ce noi numim furtul miliardului? Da, sigur. Explicați-ne pe etape. Pe etape? Etapele a început în lunile martie-aprilie 2012, când s-a început lupta cine spărea controlul asupra băncii respective. Cine lupta? Diferite grupuri financiare. Grupuri financiare care în final a câștigat grupul Felat Shore, motivând că dacă nu-mi cedați banca respectivă, voi ieși din Alianța pentru Integrare Europeană numărul 1, da? Atunci era. Dar cine mai lupta pentru bancă? Grupul financiar Platon, grupul financiar Plahotniuc. Dar cum de a câștigat Filat această luptă? A fost condiționat. A dorit banca respectivă. Reiese că Filat este responsabil pentru furtul miliardului? Nu chiar așa. Până la urmă, el a rămas prostan acusatului. Îmi cer scuză față de rude. De ce? Fiindcă inițial nu a fost scopul să se fure miliardul. Când vorbim de furtul miliardului, noi vorbim de furtul miliardului din rezervele naționale, rezervele valutare a băncii naționale. Stați. Când noi vorbim despre furtul miliardului, în primul rând lumea înțelege asta ca scoaterea banilor din cele trei bănci prin credite neperformante. Nu, asta e altă etapă. Asta e prima etapă. Asta a fost prima etapă, deoarece avea loc devalizarea sistemului bancar prin acordarea creditului neperformante pe gajuri fictive sau dubioase sau evaluate. Nu știu cum să mă exprim, o casă părăsită era valuată la, am văzut așa, contracte de 283 de milioane de lei, care eu nu știu ce gaj poate să existe așa ceva. Noi nu avem așa gajuri. Poate doar Mult Telecomul sau Termocomul. Dar așa ceva nu a existat. Adică erau gajuri fictive. Sau erau diferite cesionări. Dar cine lua aceste credite? Toți. Toți care aveau conexiuni la, spunem așa, partidele la da, guvernare. Asta se întâmplă în ce ani? 2012-2013, până când, și chiar și 2014. Deci chiar dacă banca, potrivit dumneavoastră, a fost preluată de grupul Shore Filat, da, toți furau din bancă? Deci nu doar ei? Situația este așa, când respectivii li s-au cedat, să spunem așa, Banca de Economie ca să gestioneze banca respectivă, și explică de ce. Fiindcă administrarea proprietății de stat se efectuează de către Ministerul Economiei, pe când în Consiliul de Administrare, în Banca de Economie, nu știu de ce, participa Ministerul de Finanțe, care Ministerul Economiei știm că era PD-ului, pe când Ministerul Finanțelor aparținea PLD-ului. Și bineînțeles că diferite grupuri care deja activau acolo, luau credite într-o activități, nu puteau să iasă într-o bună zi, pur și simplu să iasă că, uite, trebuie să plecăm.
este nevoie de timp. Să întorc creditul sau să întorc gajul sau că nu pot, că am anumite obligațiuni față de partenerii mei psihotare la diferite afaceri. Și li s-a pus în termen, în principiu, jumătate de an ca să părăsească banca respectivă și să, ăștia să rămâi cu banca curată. În final s-a primit... Cei care trebuiau să plece, asta erau oamenii din grupul Platon Plahotniuc? Da. Și ei au plecat? Da, au plecat, bineînțeles că au plecat. Mai departe, ceea ce se întâmpla în bancă, creditele neperformante, erau deja... Mai departe, ceea ce nu se putea să se întoarcă credite, se făcea diferite scheme carusel, rotații, ca să, de exemplu, se expira termenul de valabilitate a unui contract. Nu poate să întoarcă creditul, dă-i mărăgaz. Lua alt credit prin altă companie, banii respectivi închidea datoria veche a companiei vechi și compania nouă deja rămânea cu datoria mai departe ca să achite toate creditele. Ca la 1 noiembrie 2013, practic BEM-ul deja era devalizat, spunem așa, de 7,400 milioane de lei. Miliarde, 7 aproape. Miliarde 400 milioane de lei. Aproape 7 miliarde și jumătate. Da. Și de acum alt grup Platon și ceilalți, adică de 1,200 miliarde. Dar de ce dumneavoastră spuneți că adevăratul scop a fost nu devalorizarea sistemului bancar prin aceste credite neperformante, ci rezervele valutare ale băncii naționale? Scopul de bază, în principiu, prima informație care a apărut în referitor la discuția despre rezerve valutare a băncii naționale, a apărut undeva în ajun de Crăciun, anul 2012. Când, vă spun așa cum este, mi s-a dat întrebarea de ce nu băncile autohtone gestionează rezerve valutare a băncii naționale. De cine v-a dat această întrebare? O să discutăm altă dată problema în cauză. Coordonatorul furtului miliardului? Nu, altă persoană. Dar e toți activa un tandem. Nu trebuie să punem coordonatorul furtului miliardului numai pentru o persoană. O persoană coordona, restul executa, fiecare avea misiunea lui de a executa anumite sarcini puse. Deci interesul lor a fost să pună... Eu, când vorbim despre scopul? Ei, aici e vorba de și grupul Șorfilat și grupul Platon Plahotniuc, corect? La ce etapă? Cu rezervele valutare ale băncii naționale. Din 2012? Iată, din 2012, când vi s-a pus întrebarea. Da, s-a pus, a ei au dorit să găsească o formulă cum să gestioneze rezerve valutare a băncii naționale. Dar cum în general e posibil? Eu nu prea cunosc alte țări, poate eu greșesc, nu sunt cel mai mare specialist. Nu este posibil. Da, ca băncile private din țară să gestioneze rezervele valutare ale băncii naționale. Din asta nu este posibil după axiomă. Deci și oamenii care controlau băncile din Republica Moldova, pe atunci se știa, Platon, Plahotniuc, iată grupul Șorfilat, care în 2012 a intrat în BEM, Șor mai avea bănci. Acești oameni au pus drept scop să gestioneze rezervele valutare ale băncii naționale, corect? Da, da, așa. Dar de ce s-au adresat al dumneavoastră și v-au întrebat pe dumneavoastră? Ca specialist în domeniu. Și ce le-ați spus? Le-ați spus că asta ca axiomă nu poate să existe. Nu este... fraza mea le-a spus așa și a rămas supărat să sunteți bănci de buzunar. Asta e o expresie veche încă de-a mea de pe 97. Când... nu poate o bancă autohtonă să gestioneze rezerve valutare a băncii naționale. Fiindcă astea merg ca garanții și sunt ca garanții când sunt plasate peste hotare în anumite corporații financiare internaționale, FMI-ul când acordă diferite credite preferențiale la o dobândă foarte mică, ei gestionează, nu că le gestionează, controlează și supraveghează rezerve valutare a băncii naționale. Și redicționează Banca Națională cum ei ar trebui să activeze ca să nu minimizeze rezerve valutare a țării și să aibă de unde ulterior să restituie dobânzele pentru creditele acordate de femeie. Ca exemplu,
Dar se pare că li s-a reușit, oricum, prin altă cale. Pe ușa din spate, în principiu. Și cum li s-a reușit asta? Cum li s-a reușit? Dacă vorbim că sistemul, dacă vorbim de Banca de Economie, care a fost aleasă ca platformă pentru devalizarea sistemului bancar, toate băncile, spunem așa, sistemice, care sunt Victoria Bank, Moldincom Bank, Banca de Economie, Moldova Growing Bank, au funcționat concertat. Chiar dacă aveau proprietari diferiți? Proprietari diferiți. Din grupuri diferite. Din grupuri diferite. Ele și acum sunt toate grupuri diferite. Dar au activat concertat. Și bineînțeles că executor nemijlocit sau prima persoană care era pus ca președinte la Consiliul de Administrare la BM a devenit Ilan Șor. Bineînțeles că în spate stăteau toate grupurile respective, inclusiv și coordonatorul, spunem așa, Fortul Miliardului. Asta e Filat sau Plahotniuc? Nici unul, nici altul. Платон? Ну. Ну, это вот персона? Аштя sunt beneficiari efectivi. Nu trebuie încurcat coordonatorul furtului miliard, asta îi coordonează. Bine, dar coordonatorul furtului miliard este persoana din anturajul A, lui Vlad Filat, B, lui Vlad Plahotniuc, C, lui Vyacheslav Платон, spuneți. Rămâne pentru alte emisiuni. Nu este încă de vreme de vorbit de chestia dată, fiindcă dumnealui se simte liber, nu are probleme, nu are careva obligațiuni, este persoană nu din, nu funcționar public, nu din, este businessman. Apropiat unul dintre aceste persoane. Apropiat unul din cercurile acestor persoane. Eu cred, înțeleg că este vorba de mâna dreaptă a unuia dintre ei. Nu știu care, cine e mâna dreaptă. Fix așa pot să fiu numit și eu, mâna dreaptă a cuiva. În principiu și am fost mâna dreaptă. Bine, haideți să revenim. Dumneavoastră spuneați că cele patru bănci mari, da, comerciale, sistemice, da, au procedat concertat. Cum ați văzut asta? Prin ce această concertare de acțiuni s-a demonstrat? Și când anume? Prin modul aceasta s-a văzut foarte clar prin raportul de la 1 noiembrie 2013, care a fost făcut când a primit indicații să efectuează o analiză amplă și complexă referitor la ce se petrece piața valutară, piața bancară, ce prezintă fiecare bancă în parte. Și s-a observat că bilanțurile la mai multe bănci, să spunem așa, sunt denaturate. În special cei ce sunt de Banca Națională, de Banca de Economii, Banca Socială, Unibank și de acum problemele veșnici care le avea Eurocredit Bank cu lipsa capitalului. Acest raport a fost pregătit de către dumneavoastră pentru, în cadrul grupului secret, corect? Da. Și de atunci deja s-a văzut că aceste bănci lucrau concertat. La ce s-a ajuns până la urmă? Urmă discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit la Interpol, vă aduc aminte că astăzi noi discutăm cu Mihail Goffman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere Spălării Banilor din cadrul CNA, acel care a făcut parte din parte CNA, din grupul secret format pe data de 12 august 2013 prin pentru elucidarea situației de la BM Banca Socială și Unibank prin dispoziția premierului Iurie Leancă. Dumneavoastră ați spus câteva lucruri după mine șocante în prima parte a emisiunii. Prima, încă în august-septembrie 2013, grupul dumneavoastră secret a constatat că acea emisie suplimentară care s-a făcut la BM a fost una mimată și banii care au fost cheltuiți pe această emisie au fost de fapt scoși tot din BM. Da. Deci, Șor a cumpărat acțiunile de la BM, a devalizat statul de cotă majoritară pe banii tot ai noștri. Doi, de fapt, scopul principal al fraudei bancare n-a fost furtul miliardului prin intermediul creditelor neperformante,
ci control asupra rezervelor valutare ale băncii naționale. Da. Și trei, grupurile bancare controlate de Șor Filat Platon Plahotniuc au procedat concertat pe parcursul a tuturor anilor din 2012 încoace. Și s-a făzut un interes al tuturor. Haideți să recapitulăm. Revenim la rezervele valutare. Ați spus că scopul principal a fost ajungerea controlul asupra rezervelor valutare. Și în anul 2012, în decembrie, ați fost chiar contactat, solicitat să vă expuneți dacă e posibilă o asemenea formulă. Ați spus că nu e posibilă o asemenea formulă. Cum ei au ajuns la rezervele valutare? Prin intermediul acel ajutor oferit de către BNM sub garanția guvernului? Da, sigur. 2014? Prin devalizarea sistemului bancar. Devalizând sistemul bancar, s-a format haos. Cum se devaliza sistemul bancar? Prin acordarea creditelor neperformante. Adică dacă cineva primește un credit la o anumită sumă, el trebuie să fie asigurat cu un anumit gaj sau ceva de valoare. În principiu, acolo erau un fel de fiduciuni, niște gajuri nesemnificative sau chiar ajungeau până la o batjocură, că, spunem așa, o piesă de baie ajungea 10 prețuri sau 1000 de prețuri, cât pe când la orice magazin de specializat luai cu un preț de nimic. Sub așa formulă. Deci în noiembrie 2013 dumneavoastră ați spus că această sumă deja era în valoare de 7,4 miliarde de lei, dar în 2014 ea a crescut și mai tare, și mai mult. În 2014 deja nu eram. Dar cum s-a pus controlul asupra rezervelor valutare? Eu aici nu înțeleg, explicați-mi. După ce a fost devalizat băncile de bază, să spunem așa, după ce a fost devalizat Banca de Economii, care a fost aleasă ca platformă, prin ea urma să fie scoasă rezerva valutară de 1 miliard de dolari. Să mă exprim așa, pe timp de ciumă, da, băncile, cele mai mari bănci din țară, da, au plasat fiecare cu posibilitățile sale câte de 2-3 miliarde de lei în banca care practic era în procedură de faliment. Da, asta a fost septembrie, octombrie, poate chiar noiembrie 2014. Corect. Cele mai mari bănci în Republica Moldova făceau plasamente interbancare la BEM. Orice babă din țară cunoștea că această bancă urmează să explodeze, să falimenteze, dar cele mai mari bănci făceau plasamente interbancare. Asta ce înseamnă? Că ei știau cu siguranță că vor fi scoși bani din rezervele băncii naționale? Acum urmează ca organele competente să expui ce s-a întâmplat cu banii respectivi care au fost plasate în BEM de către băncile astea sistemice mari, că până la urmă ei trebuiau să-și întoarcă banii, înapoi acționarilor săi. Agroimbank, Victoria Bank, Moldingom Bank. Atunci când BNM-ul a oferit ajutor sub garanțiile guvernului, votate în secret în noiembrie, n-au fost întorși la aceste bănci? Au fost întorși. Uitați-vă cum au fost repartizați banii. 6 miliarde s-au dus la BEM, care mai departe au plecat în direcția respectivă. Diferența 21 miliarde și jumătate, dacă mă greșesc, s-au dus la Banca Socială și la Unibank. Dacă vorbim de prima tranșă, de 9,5 miliarde. A doua tranșă, de pe timpul prim-ministrului Gaburici, 5,3 miliarde, acum tot trebuie de văzut cum au fost repartizate. Adică, practic, până la urmă, banii respectivi iarăși au plecat în băncile sistemice prin diferite companii. Deci dumneavoastră, cu toată responsabilitatea, spuneți că, de fapt, acea gaură din BEM se făcea special pentru că se știa că fi scoși bani din rezervele valutare ale băncii naționale, gaură va fi acoperită, dar noi, cetățenii, pe urmă vom plăti timp de 25 de ani pentru această scrocherie. Nu cred că la acel moment se gândeau la că va fi pus pe umbre cetățenilor datoria respectivă. Scopul era, formula până la urmă este alta, că la momentul de față
băncile comerciale fac împrumuturi statului, guvernului, guvernului la niște, la o dobândă exorbitantă, 20-25%. Noi deja ne-am împrumutat cu mai mult de 6 miliarde, dacă nu da, greșesc. Plus minus 6 miliarde. Acum imaginați-vă când ce o să se întâmple când datoria externă se va echivala cu datoria internă. Cine cunoaște macroeconomia? Default al țării. Default al țării. De aceea persoanele care sunt acum la putere urmează în regim de urgență să-i atragă pe cineva în discuții, în abordare, ca să deschidă finanțarea respectivă. Dar haideți totuși să ne întoarcem un pic în trecut, la acel grup secret. În presă, în general, n-au apărut informații despre acest grup secret, însă, din mai multe surse, am auzit că unele persoane din acel grup au pățit nu chiar foarte bine. Este vorba despre fostul șef al Direcției Managementului Continuității, Securității, Activității, Informației și Supraveghere în Tehnologiile Informaționale a BNM, Mihai Bolocan, care a fost găsit intoxicat cu gaze în propriul apartament pe data de 26 ianuarie 2015. Acesta a decedat. Toată familia a fost găsită intoxicată. Asta e adevărat? Da, este adevărat. O situație destul de neplăcută. Adică, dacă să vorbim într-un limbaj mai simplu, domnul era șeful Direcției Generale IT și verificarea tranzacțiilor financiare interdependente a unei afaceri. Cine cunoaște sistemul de prevenire și combatere spălării banilor, persoana în cauză imediat identifica, spunem așa, tranzacții suspecte sau legături referitor la unor afaceri foarte dubioase. Deci, acele tranzacții suspecte din noiembrie cu companiile offshore, acele 5 companii offshore mari, domnul Bolocan n-avea cum să nu vadă aceste tranzacții. La sigur. Dumneavoastră, faceți vreo legătură între faptul că acesta a făcut parte din grupul secret și faptul că acesta a fost găsit decedat în propriul apartament pe data de 26 ianuarie 2015? E o situație foarte stranie, în orice caz. Și nu numai la dânsul mă refer. Mai sunt și alte persoane care au fost intimidate. Cum? Puteți da exemplu? Doamne, nu vreau să abordez. Bine, fără ca să dați nume, dacă cum au fost intimidate? Au plecat din sistemul băncii, din sistemul băncii naționale. Două persoane. Acele care au fost... Nu de Mihai Bolocan, e vorba de alte doamne. E vorba de acele două persoane care au fost prin decizie... Nu. Ema Tăbârță și a fost... Nu, Ema Tăbârță era viceguvernator. Deci e vorba despre oameni care au făcut parte din acest grup secret. Da. Ei da. Au fost plecați din BNM. Da. Într-un fel, benevol. Una mai benevol, alta mai... A vrut să plece, dar nu îi dădeau voie. Dar până la urmă a fost... spunem așa, preluată de Partidul Socialiști și i-a dat garanții să o lăsă în pace. Despre cine este vorba, deja spuneți? De o doamnă. A fost și un colaborator SIS care a fost dat afară din sistem? Care a făcut parte din acest grup? Da, din cât cunosc, da. A vrut să-i învoci trădare de patrie, mă rog, până la urmă și-a depus cererea din propria inițiativă. Numele lui este Gheorghiță. Posibil. Deci omul care a făcut parte din grupul secret, din partea SIS-ului, a fost dat afară din sistem pentru trădare de patrie. Asta a fost... A vrut să-i învoce. Au dorit să-i învoce, până la urmă a acceptat să plece din propria inițiativă. De cât cunosc eu, mă rog. În cazul dumneavoastră, cum s-a procedat? Cu mine? Pentru că ați fost concediat în martie 2013. Eu nici nu tare m-am opus. 2014. Nici nu tare m-am opus. Dar ați simțit că ceea ce... Bine, ați simțit intimideri sau ați fost cumva... Ați început să aveți probleme după ce ați participat în acest grup secret? Nu, la sigur. Până la urmă a fost concediat niște formulări așa mai mult mai stranii. Spunem așa, abordarea morală, neadecvată,
lipsă de loialitate față de conducere și tot așa mai departe. Dar până la aceasta mi s-a încercat să fac percheziția acasă prin clonarea a unor dosare penale pe care, în baza materialului noastre, noi le porneam și le transmiteam la procuratură și într-o dimineață mă trezesc că procuratura municipală a venit să-mi fac percheziții în baza la materialele mele, adică inițiate de un colaborator de-al meu, dar vizate de mine și transmis la procuratură. Asta a fost luna august 2013. Deci chiar deodată, din momentul în care ați făcut parte din grup, deja ați început să aveți probleme? Nu, intimide. Bine, nu trebuie să legăm numai de aspectul dat, că activitatea mea a fost destul de diversificată și nu trebuie să priviți activitatea mea ca n-am fost niciodată un șef adjunct simplu. Ce aveți în vedere? Am fost un șef adjunct foarte compus. De exemplu, am propus, mai mult am fost sancționat pentru faptul că la una din ședințele a Comitetului de Stabilitate Financiară din primăvara 2013, ministrul finanțelor a venit și a spus că s-a format în buget o gaură de 2 miliarde de lei. Și nu știu de ce, în sarcina directorului CNA-ului s-a pus sarcina să-i le găsească. Adică și m-a chemat pe mine și mi-a dat sarcină, identifică sursele respective. Bineînțeles că am reacționat prin fapt că nu ține de domeniul nostru și mi-a răspuns că execută. Și normal că până la urmă am ieșit cu inițiativa să impozităm tranzitul banilor care circulă prin Moldova prin companiile offshore, care la acel moment deja depășeau sume exorbitante. Dacă vorbim de 2013, la 1 ianuarie 2013 deja, adică în sistemul, mă rog, bancar, se utilizau permanent undeva 218 companii offshore. Și dar ce sumă de bani? De ce sumă de bani era vorba? O puțină răbdare. Care în fiecare lună apăreau câte 65-70 de companii offshore noi. Adică 218 plus 65 următoarea lună. Tot cam așa, vara mai scădeau până la 50-55, cred că din cauza caniculei. Se odihneau. Cei care își permiteau să deschidă companie offshore aveau bani să se odihnească. Da, afacerile trebuiau să funcționeze. Și pe primul semestru 2013, pe primele 6 luni 2013, s-a format o cifră de afaceri de 51 de miliarde de lei. Și am propus să fie impozitat cu 7%. Deci toate tranzacțiile care se fac cu companiile offshore, da, din da. Fiecare tranzacție 7% să fie plătite. Da. Pe 9 luni s-au format o cifră de afaceri 90 de miliarde. Adică asta înseamnă că din cei 18 miliarde de nu numai acele bani rusești care s-au spălat prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova, noi am putea numai avea 7%? Acelea. Trebuiau să fie incluse toate. Și acele plus încă mai erau și alții ăștia mai mărunței, mai mici. Și cum propunerea dumneavoastră a fost acceptată sau nu? Nu a fost informat președintele țării, a fost informat Consiliul Superior de Securitate, prim-ministrul Leancă și după aceea ca întotdeauna eram invitat pe la guvern să dau explicații de unde cunosc așa ceva, de ce îl propun și să mă convingă că eu nu am dreptate. Cine a încercat să vă convingă că nu aveți dreptate? Nu, spunem așa, atunci era șeful aparatului guvernului, un oarecare Roșca. Deci guvernul se opunea propunerii de a impozita tranzacțiile cu companiile offshore? Nu că se opunea. Încerca să înțeleagă ce doresc eu. Și ce ați dorit dumneavoastră? Eu am executat indicațiile. Am identificat surse suplimentare care ar putea să ajute bugetul pentru suplinirea găurilor legate de mijloacele bugetare. Mai mult ca atât, am făcut o analiză amplă și am propus sau facem un oraș, spunem așa, similar altor state cu statut de specific de inițiere și de gestionare a companiilor offshore, sau facem toată Moldova. Că în principiu la noi țara este țară de tranzit pentru fluxul de mijloace foarte mari. Țara de la aceasta pierde bani enormi. Și pe de altă parte noi mergem cu, spunem, vorbim așa cu mâna întinsă și rugăm să ne ajute pe noi cu nu știu ce.
Dar aceasta a fost ideea dumneavoastră personală sau cineva v-a sugerat această formulă? Păi, ideea personală. S-a pus sarcina. Când spune sarcina, se execută, nu se comitează. Dar vreau să înțeleg, cei care operează cu companiile offshore, pentru da. Că business-ul mare lucrează cu offshore-uri, ne place sau nu, lor asta le convine sau nu? Sigur că nu. Dar pe piața internațională... Deci, că toți banii care au ieșit din același BM sau Banca Socială, din BM au fost coși da. 9 miliarde în decurs de două zile pe conturile a 5 companii. Dacă s-a adoptat în 2013 formula respectivă, urma să fie încasate în buget o parte din mijloacele respective de 9 miliarde. Deci vreți să spuneți că de atunci ați intrat în disgrație, da? După propunerea aceasta. Mie mi-e greu să spun... Da, în principiu, da. Bine. Dumneavoastră ați primit indicații de la șeful dumneavoastră, Viorel Chitraru. Cum a reacționat la propunerea dumneavoastră cu aceste 7%? Pozitiv, fiindcă am dat mai departe scrisorile respective. Și numai după aceea s-a început o reacție inversă, să le numim așa, intimidări, dacă să vorbim așa. V-au intimidat? Păi și normal, cine, cui place este cineva să... Vă imaginați, din 51 de miliarde, trebuia în buget să încasăm 7%, asta undeva să primești o sumă exorbitantă, care trebuia să... 4 miliarde și ceva. Banii ăștia s-au dus la cineva în buzunar. Mai mult ca atât, am propus în legea 845, legea curirii la întreprinderi și antreprenoriat, să introducem o noțiune nouă de companie care nu are legătură cu sistemul bugetar și fiscal al Republicii Moldova. Adică o contraargument, contrabalansare a companiilor offshore care veneau din Belize și așa mai departe. Adică să le facem pe a noastră. Să facem locuri de muncă pentru o bună parte de specialiști, adică să ducă să gestioneze compania, să gestioneze, să ducă evidența registrelor, să ducă spunem așa contabilitatea acestora. Și într-un fel sau altul, bine, puțin, dar urmea să fie implementat în Republica Moldova. Și nu trebuia nimic ceva complicat, era foarte simplu. Adică nu trebuia cineva să vie de o persoană, am nevoie de o companie, să vie cineva din Rusia, să utilizeze o companie din Belize, care nu știu unde se află. Că până la urmă tot le vând tot ai noștri de la Odessa sau nu știu, de prin ce țări. Veniți și cu procurați la noi, e costă undeva vreo 4.000 jumătate de euro, poftim, achitați taxele statului, se pune un salariu pentru un administrator, administratorul duce evidența registrelor, respectăm procedurile legate de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și... Din partea cui a venit cea mai mare opunere a acestei propuneri de a impozita tranzacțiile cu offshore-uri? Din partea cui? A cărei instituție? Nu vorbim de instituții, vorbim de persoane foarte influente. Ați putea da nume? Nu. Aceste persoane ocupau funcții în stat sau controlau anumite funcții în stat? Persoanele în stat erau un sold a persoanelor ăstea private, dacă pot să mă exprim așa. Dumneavoastră vă temeți să dați nume pentru că vă temeți pentru securitatea dumneavoastră? Deja nu. Atunci de ce nu spuneți cine s-a opus? Sunt chestii care trebuie spuse la momentul oportun și la timpul oportun. Să revenim la grupul... Că dacă, eu îmi cer scuză, dacă dumneavoastră considerați că eu trebuia să ies atunci, în 2014, cu supărările mele, că m-au concediat ăștia sau cu tare și să vorbesc despre filat sau ușor sau cu tare, credeți-mă pe mine că ajungeam și eu fix așa cum am ajuns și... Dumnezeu să-l ierte, Ion Butmalai sau Mihai Bolocan. Vreți să spuneți că Ion... Nu vreau să spun nimic. Nu credeți în faptul că acesta s-a sinucis? Eu nu cred în nimic. Dar credeți că moartea, decesul dumnei sale a avut legătură cu ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar? Pot să spun doar una, că persoanele în cauză dețineau informații din prima sursă referitor la ce se petrece în sistemul bancar. Și nu numai. Deci Ion Butmalai primea informațiile din cadrul acestui grup secret. Da, inclusiv. În calitate, el era pe atunci secretarul Comisiei Securitatea Națională din cadrul Parlamentului. Da, secretarul Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională.
Eu țin minte cum Ion Butmalai de câteva ori, chiar pe Facebook, a dat de înțeles că va ieși la o conferință de presă, pentru că are multe lucruri tari să spună, dar nu știu de ce, până la urmă urmei, această conferință a fost anulată și am văzut ce s-a întâmplat cu domnul Butmalai. Credeți că există vreo legătură între aceste lucruri? Părerea mea că da. S-a întins o cursă. Dacă a dorit să o facă, trebuia să o facă. Trebuia întâi să faci, după aceea să negociezi. Dumnealui a fost, după părerea mea, a fost frustrat de fapt că nu era inclus în lista, mă rog, Partidul Liberal Democrat, da, dacă nu mă greșesc. Da, din 2014, din noiembrie. Da. Și, mă rog, era un domn specific, dar cu caracter. Dar Ion Butmalai știa ceea ce știați dumneavoastră în 2013 despre ceea ce de se întâmplă în sistemul bancar. De două ori am fost la dumnealui și explicam așa, el nu dispune așa de studii de inginerii financiare aprofundate, dar așa, cu încetul s-a explicat ce s-a în vedere. Vorbind că despre lucruri suspecte care s-au întâmplat în jurul furtului miliardului, să zicem așa aceste scheme, e clar deja că e mult mai complex și nu e vorba doar despre credite neperformante, ci despre cu totul altceva. Vă aduceți aminte, în noiembrie, la sfârșitul lunii noiembrie, după ce pe data de 27 noiembrie, dacă nu greșesc, Curtea Supremă de Justiție anulează emisia suplimentară. După 2014, da. Da, 2014. După aceasta, nu deodată, mai târziu, apar știri precum că o mașină a BM-ului a fost arsă pe traseul Hâncești. Șoferul acesta a ieșit la liceu, la o stație Peco. Mașina care transporta arhiva BM a fost furată, după care a fost găsită arsă într-o pădure, pe traseul Hâncești. Vreau să vă întreb, pe data de 14 februarie 2015 a fost găsit sinucis în apartamentul său din Hâncești fost un căsător BM. Asta e acela care transporta mașina blindată în noiembrie 2014? Asta trebuie să răspundă organele competente. Dar dumneavoastră cunoaște ceva despre asta? Ați auzit? Eu nu pot să înțeleg ce căuta arhiva la trei bănci pe traseul Chișinău, Hâncești, lângă cafeneaua la Dumbrava, sau cum se numește, vis-a-vis este un Peco. Asta în primul rând. În al doilea rând, arhiva acestor trei bănci nici cum nu putea să încapă mașina respectivă. Cine cunoaște și dacă faceți un experiment, pur și simplu experiment procesual, și o să vedeți că nu se încadrează nicio limită toate chestiunile date. Sinuciderea încăsătorului BM a avut, are vreo legătură cu ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar? Da, eu cred că nu e după adresă întrebarea. Dumneavoastră, în general, vă este frică pentru... Eu revin la această întrebare de mai multe ori, pentru că foarte multă lume care a avut de-a face ori cu grupul secret, ori în general cu furtul miliardului, o pățesc rău. Dumneavoastră, nu vă temeți pentru... Eu nu mă tem de familie, cei din sistem. Pentru mine sunt deja mai mult periculoși ăștia care din afara sistemului, care știu ce știu eu. Dar cine sunt din afara sistemului care știu ce știți dumneavoastră? Cei care luptă să vii la putere sau să facă dreptate și să mă provoace la anumite chestiuni. Toți fug după arhivă, după documente care în posesie cărora sunt. Dumneavoastră aveți mai multe documente, da? Nu, eu n-am spus așa ceva. Dar ceea ce știți dumneavoastră, nu știu, ați încercat să contactați ambasade, serviciile străine, deci să cereți ajutor, pentru că aici în Moldova dreptate curând puțin probabil. Dar eu niciodată nu am căutat dreptatea. Eu îmi place procesul. Și toate serviciile secrete și ambasadele și așa știu tot. Mai mult chiar ca noi, ce vorbim noi acum. Și nu mă întrebați de unde.
Asta este misiunea lor. Am înțeles. Grupul secret a prezentat un raport în noiembrie 2013 despre ceea ce s-a întâmplat la BEM, cu dovezele clare că emisia suplimentară a fost una mimată. Și banii au fost scoși din BEM și introduși înapoi și nouă ni s-a prezentat ca rezolvarea crizei bancare legate de BEM. Care au fost mai departe acțiunile Procuraturii Generale, CNA-ului, președintelui, premierului, Băncii Naționale, pe cine ați mai... Consiliului Superior al Securității, pe cine ați mai informat acolo? Președintelui Parlamentului, care au fost acțiunile lor de mai departe? Eu nu am acces la așa informație și la așa ședință nu participam. Misiunea mea era să identific în regim de urgență, în termen prompt, să răspund la multe întrebări care mi spuneau în sarcină. Dar din partea lui Viorel Chitraru, director CNA, ce ați simțit din momentul în care ați prezentat raportul acela? Conducerea CNA a fost mulțumită de lucrul dumneavoastră? Sau nu prea? Inițial, da. Inițial, da. Până la ce etapă? Până la ce etapă? Până la etapa când cred că și el a fost intimidat. Pentru faptul cum, de unde a apărut așa ceva. Nimeni nu s-a așteptat că noi, în așa termen foarte rapid, vom demonstra că emisia respectivă este fictivă. Că după aceea, imediat în fața Universității de Stat, am fost oprit din unele persoane și mi s-a explicat unele reguli de joc. Și eu le-am răspuns că asta este meseria mea. Dar puteți să-mi spuneți cum se explică în general reguli de joc? Ce vi s-a spus? Fără ca să le dați nume. Sunt cuvinte rusești. Spuneți rusește, înțelegem. Foarte bine rusă. Pastarojnii, a to budet bobo. Dumneavoastră cunoașteți pe acele persoane care v-au oprit și v-au spus acest lucru? Sigur. Sunt cumva legate de oamenii care sunt apropiate conducerii țării? Conducerii țării? Nu, oamenilor care controlează puterea în țara noastră. Oamenii care controlează puterea în țara noastră? Da. La sigur. Aici ne întrerupem, revenim în câteva clipe, rămâneți cu noi. Am revenit la Interpol, continuăm să discutăm cu Mihail Goffman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, care face declarații grave, grave de tot, domnule Goffman. Noastră, vă asumați toată răspunderea pentru ceea ce spuneți. Vă considerați că sunt grave? Eu cred că da. Faptul că grupul secret deja în 2013 a demonstrat guvernului, procuraturii, BNM-ului, tuturor din această țară, conducerea țării, că acea emisie suplimentară a fost o mimare, asta e grav de tot. Faptul că nu s-a intervenit pe parcursul la un an și jumătate și abia pe data de 27 noiembrie, când a fost anulată acea emisie, înseamnă că cineva timp de un an și câteva luni a avut interesul ca publicul să nu cunoască despre faptul că asta a fost doar o ficție. Înțelegeți? Cineva ascundea. Asta sunt lucruri grave. Și faptul că ați spus că oamenii din conducerea țării s-au adresat al dumneavoastră în decembrie 2015, după consultanță, dacă e posibil ca... 2012. Dacă e posibil ca ei, prin intermediul băncilor comerciale pe care le dețin, să controleze rezervele valutare ale băncii naționale, asta e grav de tot. Asta se numește stat mafiot. Și eu mai dau un punct de reper. De ce în acea perioadă s-a refuzat să semneze acordul cu femeiul? Asta tot e un punct. Eu țin minte de două ori cum nu s-a reușit, pentru că odată Dorin Drăguțanu și-a depus demisia chiar în ziua în care deja ajungea la Chișinău delegația femeii. Noi vorbim nu numai de cazul ăsta, noi vorbim și de perioada aceea de 2012, când
ăsta, cum îi spune, fostul prim-ministru Filat, a spus că mai avem ceva de rezolvat pe inter. Dacă vă aduceți aminte. Da, mă aduc aminte. Asta tot este legat de chestiunea dată. Dar cu ce FMI-ul îi încurca? FMI-ul, când acordă finanțare externă, face evaluările sale. Deci, dacă în cazul lui Filat, eu încă înțeleg, dumneavoastră ați spus la începutul emisiunii că acesta, prin intermediul grupului Șor, a avut interes pentru BEM. Eu înțeleg de ce nu dorea ca să vină la FMI-ul. Dar atunci când asta deja era în totalitate în mâinile Partidului Democrat, mă refer la anul trecut, când Dorin Drăguțanu, chiar în ziua în care vinea misiunea FMI și a depus demisia, ceea ce a amânat pornirea negocierilor și asta spuneau toți experții care în general n-au înțeles de ce această demisie a avut loc. De ce democrații n-au dorit să semneze acordul cu FMI-ul? Dacă cu Filat eu înțeleg, de ce democrații n-au dorit acest lucru? Dar dumneavoastră considerați că schema furtului miliardului s-a închis? Deci, vă rog să deschideți paranteză, nu s-a închis, da? Nu, s-o deschid. A mai rămas o necunoscută. Astăzi a fost condamnat Vlad Filat pentru 9 ani de închisoare, cu confiscarea averilor și interdicția de a ocupa funcție în stat timp de 5 ani după ce va ieși la libertate. Ilan Șor acum e în arest. Gata, da. Putem spune că cei care sunt responsabili pentru escrocherie bancară sunt trași la răspundere sau mai sunt persoane? Nu, sigur. În primul rând, eu sunt de acord cu Adriana Bețișor că 9 ani asta e puțin, dar chiar să fie și mai mult pe noi, asta oricum nu ne încălzește, fiindcă, până la urmă, vor suferi cetățenii Republicii Moldova. Dar și aici cetățenii Republicii Moldova își vor găsi cum să joace. Ei nu o să lupte cu sistemul, ei vor juca sistemul. Eu ca o persoană simplă vorbesc acum, nu ca expert, specialist. Pur și simplu o să mă voi lua de la evidență, de la adresa juridică, da? Și practic majoritatea au alt cetățenii, da? În România, Rusia, Ucraina. Și mă pun la evidență la ei. Și mai bine plătesc impozit de acolo. Și aici, dacă am ceva imobil sau nu știu ce, doar voi achita taxa pentru imobil care vine în fiecare an. Dar în rest, mai bine plătesc impozit de acolo și îmi fac și, spunem așa, marja de pensii și pe viitor mă stabilesc acolo. Asta nu este, știți cum, asta într-un fel nu este corect dacă trăiești aici, ar fi bine să plătești impozite, dar înțeleg. Dar dacă statul te-a furat, de ce tu să acoperi gaură creată de către băieți șmecheri? O secundă. Dar cât este de corect ăștia care au fost aleși în funcție de stat? Nu vorbim de ăștia care stau în spate, care sunt businessmeni, afaceriși și așa mai departe. Ei au fost aleși în funcție de stat. Ăștia aleși în funcție de stat trebuiau să-și facă meseria și dacă nu puteau să facă față, trebuiau să plece. Dar nu să joace că nu cunosc, că nu știu, că nu mă pricep, că dacă i-am dat garanțiile, dar ce-au făcut și așa mai departe. Despre Iurie Leancă vorbiți acum? Inclusiv de dumnealui. El e, apropo, e următorul. Următorul după Șor? Da, dumneavoastră, credeți că lista acolo este foarte mare. De cine va mai fi în acea listă? Care vor fi trași la răspundere? Este foarte mare. Până când ei sunt utilizați în scopurile consolidarea poziției politice și așa mai departe. Arestarea lui Șor, potrivit dumneavoastră, asta este o înțelegere cu conducerea țării sau într-adevăr va fi? Când vorbiți de conducerea țării, la cine vă referiți? La Vlad Plahotniuc, e clar. El nu este din conducerea țării. El controlează puterea, însă este coordonatorul coaliției de guvernare. În viziunea mea, conducerea țării, asta este președintele țării, prim-ministru și așa mai departe. Adică persoane din funcție din stat. Nu trebuie de te plasat în că el este. Asta este o, spunem așa, o paravană de fum pentru dumnealui. Dar problema este că va ședea. Asta este o cursă făcută și pentru dumnealui, că când te ocupi de rechini mari, nu poți să mergi după tehnici și metode clasice. Astea trebuie inovative. Ca să fie reținut. O să urmează funcționari publici de diferit rang, de la diferite ministerii, BNM, CNPF
și multe, multe alte structuri. Cine a? Posibil. Cine totuși a fost autorul acestei scheme despre care ați povestit că, de fapt, scopul a fost nu scoaterea creditelor neperformante, ci ajungerea la rezervele valutare ale băncii naționale? Cine schema respectivă este din afară, organizată din afară, ca să organizeze pe teritoriul Republicii Moldova situația aceasta de haos, de nu știu cum să mă exprim, numai nu de regulă și nu de... Când vorbiți din afară, aveți în vedere Federația Rusă? Nu numai. Nu numai? Unii au început, alții au preluat. Fiecare au scos la maxim foloasă din toată situația respectivă. Dar care este scopul? Control. Control acestei regiuni. Control politic sau control financiar sau ce fel de control? Pentru segmentul de sus politic, grupurile financiare, aspectele financiare, chiar pe un jur, chiar și de geopolitică, până la urmă. Și totul s-a făcut cu mâinile la măscărici ăștia de la noi. Când vorbiți de măscărici, aveți în vedere oamenii de stat care au participat, care au luat decizii, care n-au luat decizii? Care trebuiau să întreprindă măsurile de rigoare și să apere Constituția, dar nu să se joace de în soldă. Eu vă voi întreba cine a mai participat în această schemă. Deci, Vlad Filat a participat, da? Iarăși... Nu, vă întreb. A participat? Eu n-am participat cu el și nu pot spun că a participat sau nu a participat. Că a fost unul din beneficiari, dar până la urmă a ajuns... Da, eu vorbesc când vă întreb despre participare, am în vedere beneficiari final. Deci, printre beneficiarii acestei scheme, se numără. Vlad Filat se numără? A fost. Acum e... Ilan Șor. Bineînțeles, era executorul nemijlocit. Vlad Plahotniuc. Din spate. El a scos la maxim foloase din toate chestiunea dată. Viceslav Platon. La sigur. Și credeți că toți patru vor ajunge să răspundă pentru asta, dar sau se va limita doar la primii doi? Dacă vom găsi un alt Ilan Șor care va arăta cum a arătat pe Filat, atunci da. Dacă nu vom găsi, se va reduce la ăștia. Dar dumneavoastră că a fost colaborator al CNA, care la un moment dat... Foști nu există. Da, bivших не бывает. Care la un moment dat a înțeles că structurile statului sunt folosite în alte scopuri decât ceea ce se declară pe hârtie, ceea ce e scris în Constituție, în legi și așa mai departe. Cum v-ați simțit? Cinstit sau onest, să vă răspund. Și cinstit și onest. Nu fac nici una, nici a doua. Și vă explic de ce. Am încercat să fac ceva bun, am rămas fără carieră, am rămas fără serviciu, dar nu pe asta. Eu mulțumesc Domnului că eu am ieșit curat din toată situația respectivă. Și chiar am ajutat pe ăștia și nu m-am opus să, și nici n-am dorit să fiu în noiembrie 2014 acolo, în sistem. Dar aveați posibilitatea să fiți acolo în noiembrie 2014? La sigur. Ce aveți în vedere? Am primit invitații 6 august 2014 să revin înapoi. După ce ați fost concediat, ați primit invitații să reveniți înapoi? Da. Dar care, cu care scop, nu înțeleg? V-au eliminat din sistem și aici vă iau înapoi. Pentru ce? Ca să vă pună în cârcă ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2000? Bravo. S-a încercat în orice caz. Să vă tragă o cursă. Da. Dar, spuneți-mi, ați spus că au fost 4 beneficiari. Poate au mai fost și alții. Poate au mai fost și alții. Dar Vlad Filat, Ilan Șor, Vlad Plahotniuc, Viceslav Platon. Ei, când puneau la cale această schemă, știau la ce participă? Ați spus că această schemă a venit din exteriorul țării. Eu asta vreau să înțeleg. Ei știau la ce participă? Ei
Nu le-am dat întrebarea respectivă la nimeni. Da, din experiența dumneavoastră, cum vă pare? Mie mi se pare că ei au crezut că o să, plasând oamenii lor la toate nivelurile și posibilitățile, a puteau să mușamalizeze situația dată. Nu, unora le reușește, iată, acum la răspundere sunt trași unii doar. Unde-i de atât că nu se orientau în spațiu? Fiindcă nu trebuiau să arunce specialiștii săi care erau în anturajul lor. Dar cei care se orientau în spațiu înseamnă că nu vor ajunge niciodată să răspundă pentru participare la acest schimb? Dați-mi întrebări care eu nu pot să le răspund. Dar pot să fac o analiză. Bine, simplu, ca ce să înțeleg. Ceea ce spuneți dumneavoastră, știți, pe mine mă face să doresc imediat după ce voi ieși din această misiune să-mi fac bagajele și să plec din țară, pentru că asta e... Nu, stați puțin. Nu, dar ceea ce spuneți dumneavoastră, asta e groaznic. Pur și simplu, niște bandiți ne guvernează, care fac bani pe seama noastră și pe noi ne iau de proști. Asta, cam asta este concluzia mea din ceea ce am auzit eu astăzi. Uitați-vă, nu trebuie luptat cu sistemul. Cu sistemul trebuie remodelat. Sistemul trebuie remodelat. Sistemul trebuie jucat ca oamenii respectivi să înțeleagă că așa ceva nu se permite. Dar cum ei să înțeleagă ce dacă ei controlează tot? Păi, și n-au nicio frică. Cine i-au ales? Nu tot noi? Noi împreună i-am ales. Dumneavoastră cu votul vostru, eu cu votul meu și tot, ta, și tot așa. S-a explicat. Știți cum? Da, dar dacă e să ne uităm așa la rezultatele din 2014, rezultatele din alegerile de atunci nu corespund situației de astăzi. Un partid care a luat mai puțin de restul, acum controlează absolut tot. Plus la asta e un mare semn de întrebare vis-a-vis de corectitudinea alegerilor din 2014, pentru că A, un partid a fost exclus cu 3 zile înainte, B, a fost un partid clonă în cadrul campaniei care a fost lăsat până la urmă urmei în campanie, și voturile s-au dus la acest partid clonă, ce toată campania a fost, noi am fost bombardați cu tot felul de falsuri și prostii legate de Donbass și așa mai departe, ceea ce până la urmă, s-a demonstrat că este o mare minciună. Deci, știți, aici putem ușor să punem totul în cârcă cetățenilor, că voi sunteți proști, i-ați votat. Dar poate nici nu i-au votat, dar până la urmă s-a numărat așa cum s-a numărat. Încercați să mă trageți deja în albia politicului. Eu nu fac politică. Eu sunt finanțist. Bun finanțist, consider eu. Ei pot fi puși la punct. Cum? Spuneți-mi. Cu forțele interne sau și externe? Forțe interne noi nu avem. De aceea ei și se comportă așa. Când vorbiți despre forțe externe, aveți ce în vedere? Serviciile secrete? Dar ei nu au ce căuta în Republica Moldova. Nu, eu am vedere, de exemplu, așa serviciu ca, nu știu, la supraraportul Kroll lucrează oamenii foști, securiști. Nu contează. Până la urmă i-am angajat noi, Moldova. Dacă raportul ăla s-a arătit ceva, cu toate că noi știm mult mai mult decât s-a făcut în raportul Kroll, încă în acea perioadă. Că ceea ce e scris în raportul Kroll și ceea ce o să apară în raportul Kroll al doilea, la noi deja e, de multe este. Pur și simplu ei se flutură prin culoare cu ele că, și nu știu cine este mai tare. Fiind în Kroll 2, vor apăra așa familii, notorii, grele, și mie mi-e interesant cum o să se procedeze cu ei. Dumneavoastră o spuneți pentru că o cunoașteți? O spun că o spun. Ați contactat cu cei din Kroll? Eu contactez cu toți cine are și cine dorește să ajute Republica Moldova. Dar cine dorește să ajute Republica Moldova? Toți care apelează și încearcă să afle mai cât mai mult despre Moldova. Și trebuie să fie înțeleasă persoana respectivă din punct de vedere psihologic. Ne dorește bine sau ne dorește ceva rău? Domnule Goffman, dar sunt întrebări și vis-a-vis de persoana dumneavoastră. Da, vă rog. În 2014, da, în martie, ziarul De Gardă a publicat un articol mare despre Imperiul și conexiunile lui Goffman, cel mai bogat angajat de la CNA.
Eu nu prea, eu când am început să citesc, m-am minunat cum de un angajat de la CNA poate să aibă atâtea averi. Voi da citire. Mihail Goffman, șeful adjunct al Serviciului Privinire și Combaterea Spălării Banilor, este unul dintre cei mai bogați angajați de la CNA. Oficial a declarat o avere de 3,8 milioane de lei, însă în realitate averea sa ar fi de 10 ori mai mare. Ziarul de gardă a identificat tranzacțiile dubioase pe care le-a făcut acesta la începutul anului 2013. Casa în care locuiește, un imobil cu două niveluri și mansardă, în valoare de 11 milioane de lei, amplasată în cartierul Poiana Domnească din Durlești, a fost înscrisă pe mama sa. Firmele le-a înscris pe numele fratelui său, iar câteva proprietăți imobiliare le-a făcut cadou unui cumetru care desfășoară afaceri în Republica Moldova și în România. Totodată, firma din Boșcană cu anexă de 10 construcții este trecută pe numele unei bătrâne de 93 de ani, care este și mama președintei judecătoriei Edineț. Întrebarea este dacă asta e cazul când nu îngerul luptă cu demonii, dar un demon luptă cu alți demoni mai mari care l-au exclus din circuit. Eu încercând să deconspirez ceea ce am vrut să deconspirez, am încercat să-mi fac o cursă niște colaboratori pe intern de la CNA, în frunte cu conducerea CNA-ului și să-mi deseneze hârtiuțe respective. La ziua de azi este de pe data 20 iunie 2014, Procuratura Anticorupției s-a expus pe problema în cauză. CNI-ul s-a expus pe problema în cauză pe data de 12 iunie 2014 și la mine întrebări nu sunt. Dar totuși, pe scurt, de unde aveți atâtea case, terenuri, vă explic și o să le am. Fiindcă soția mea, care este principalul și tot meritul ei aparține, a lucrat în programul Millennium, avea 7.000 de dolari de dolari pe lună și le are și în continuare. De doamne, la mai mulți moldoveni așa salariu. Și anume în dolari și o și s-a făcut un mic PR și dacă dumneavoastră considerați că casa respectivă valorează, casa mamei mele valorează 11 milioane de lei și al vecinului meu valorează 6. Bine, casa e frumoasă. Ai mai este încă o casă alături al lui Constantin Botnare, care costă 6 milioane de lei. Mie de scuze. Casa lui Constantin Botnare arată ca casa albă. Nu, bravo lui. Bravo lui. Nu contează. Sunteți vecini cu Constantin Botnare? Da. Și nu văd nicio problemă în chestia dată. Suma asta de 11 milioane... Dacă fostul șef adjunct al Departamentului Combaterea Spălării Banilor din CNA, v-ați pus vreodată întrebarea de unde Constantin Botnar are bani pentru așa o casă frumoasă? Pentru asta sunt organe competente și dacă nu mă greșesc, CNI-ul s-a expus problema în cauză. Îmi dați așa întrebări ca la o persoană fizică. Eu mă uit în ograda mea. Dacă cineva îi interesează de sursele mele de venituri, amele sunt cele care sunt. Dar dacă cineva interesează veniturile soției mele, se adresează inspectoratul fiscal, care are toate certificatele și le-am prezentat oricui și oriunde. Și a avut și va avea, cât a fost proiectul Millennium, care la momentul este stopat, a avut 7.000 de dolari pe lună. Salariu. Oficial. Dumneavoastră ați spus că eu revin la grupul secret și raportul celălalt. Vă mai interesați ceva de activele respective? Nu, bine, eu pur și simplu, știți cum. Eu vreau să vă spun un lucru. Iată, mă aduc aminte, tare m-a interesat cum a fost învinsă mafia din Italia. De obicei, capitele mafiei au fost oamenii care stăteau la șefie mafiei, au fost turnați chiar de membrii mafiei. Și în sensul ăsta, o sursă de informare poate fi oricine. Pentru mine astăzi sunteți o sursă de informare care a spus foarte multe lucruri grave și eu ca cetățean mă întreb de ce instituțiile statului nu au intervenit. De ce revin la anul 2013, când în raport ați adus dovezi că acea emisie a fost mimată. Dar, apropo, ați adus dovezi și ați demonstrat că acele companii care au participat, au primit bani, deci asta tot... Dar asta nu numai eu, au participat și alte servicii din alte state, din Noua Zeelandă, din Riga.
Stați, deci atunci când nouă ni se spune că, de exemplu, cu Ilan Șor dura foarte mult, până ce a fost arestat a trecut cât? Un an? A reușit și primar să devină în toată perioada asta. Nouă tot ni se spunea că încă n-au venit documentele din străinătate, pentru că au fost solicitate anumite informații și documentele n-au venit. Spuneți-mi, din experiența dumneavoastră, când se solicită ajutorul serviciilor secrete din alte state, repede vin informații, dacă se dorește? Pentru mine veneau repede, din simplu considerând că, fiind în cercul acestora din 1997, când reprezentam Ministerul Finanțelor, Comitetul Moneyval, după ce am... când am trecut cu activitate în cadrul în 2002 CCCEC, s-au păstrat anumite relații personale, chiar fiind în funcții de stat, unii au plecat, alții au revenit, dar este o regulă înscrisă. Este nevoie de urgent. Da, spuneți-mi, Comitetul Moneyval, pentru cei care nu cunosc, asta un fel de structură care are aceleași scopuri ca și FATF, combaterea spălării banilor, numai că e pe lângă Consiliul Europei. Nu combat spălarea banilor. Ei elaborează metodologii și tehnici, modalități, cum noi să îmbunătățăm legislația legislațiilor naționale a diferitelor state care sunt membri acestor structuri. Și dumneavoastră, timp de câți ani ați fost principal expert din partea Moldovei? Din 97 până ce an? Până la eliberare, în aprilie 2014. Deci, dar cine e acum în locul dumneavoastră? Trebuie să priviți site-urile oficiale CNA-ul și o să vedeți. Sunt băieți foarte buni care au preluat bine, și dar fac dumneavoastră, față. Dar dumneavoastră, ca șef adjunct al departamentului prin prevenire și combaterea spălării banilor, ați încercat ceva personal să faceți ca să stopați ceea ce s-a întâmplat la BEM cu emisie suplimentară? Sigur. Ce ați făcut? Asta este un secret pentru coordonatorul furtului miliardului. Urmează. Dumneavoastră credeți că plecând de acolo eu am stat pur și simplu? Eu am activat, am muncit, am schimbat schimb de informații cu alți colegi, ce, cum, când, de ce, ca să înțeleagă despre ce merge vorba. Că ăștia se ocupau cu denigrarea mea psihotare și, într-un fel, se primea inversul. Dar dumneavoastră, tot timpul acesta, comunicați cu cei de pe psihotare? Eu cu toți comunic. Dar ce fel de secret pentru coordonatorul principal furtului miliardului? Puțin răbdare, nu? Dacă dumneavoastră considerați că sunt o carte care a povestea asta, am citit-o, dar citesc la sfârșit cu ce se termină, nu e așa. Puțin răbdare. Dar ați încercat atunci, în 2013, cumva să opriți această... Da, sigur. Și chiar a fost și o persoană la mine și mi-a spus, de ce faci asta? Adică m-au identificat ce fac. Dar persoana aceea a fost coordonatorul sau cineva din... Nu, din anturaj. De ce vă temeți să spuneți numele coordonatorului furtului miliardului? Pentru că nu a venit timpul. Dar înțeleg că asta nu este nici Filat, nici Ilan Șor. Nu, nu, nu. Ăștia-s. Acesta este Vlad Plahotniuc? Nu. Cineva din anturajul lui? Da. Această persoană este cunoscută publicului larg? Nu. Va veni timpul și veți da numele? Va veni. Acum trecem la blitz interviu. Știți că puteți răspundeți doar prin da sau nu la aceste întrebări. Blitz interviu. Dumneavoastră vă temeți pentru securitatea personală și a familiei dumneavoastră? Da. În calitate de fost colaborator al CNA, ați luat vreodată mită? Cadouri. Republica Moldova este un stat de drept? Sigur că nu. Republica Moldova este un stat mafiot? Sigur că da. CNA este folosit în interesele clanurilor mafiote?
mă loviți... Da sau nu? Să răspundă cei care sunt acum la putere acolo. Astăzi ați mințit vreodată în cadrul misiunii? După mine, nu. Dar au fost momente când ați preferat să nu spuneți tot adevărul din motive de securitate. Și acum am evitat multe chestii care să le spun din motive de securitate. Aceasta a fost Mihail Goffman. Concluziile le faceți singuri. Noapte bună, ne vedem luni viitoare.